În mai puțin de 3 ani, 7 foști concurenți ai emisiunii au murit, doar în ultimele 2 luni ale anului trecut, 3 dintre ei au murit. Fostul concurent Vasile Rusu, cunoscut ca sosia lui Romică Țociu și sub Poreclavilii, s-a stins din viață la spitalul din Suceava. Bucătarul, care a fost și viceprimar al orașului Broșteni, a murit pe 17 aprilie 2020, avea vârsta de 54 de ani și a încetat din viață după o săptămână fiind infectat cu noul coronavirus. Liviu Chiorpec a participat la sezonul 7 al emisiunii și s-a prezentat ca fiind un inginer care, după 10 de ani de muncă la corporație, a decis să lase totul pentru a se face bucătar și a reușit. El a devenit profesor de gastronomie la o școală de cuchin, revenind în următoarele sezoane pentru a juriza preparatele altor concurenți. Pe 4 noiembrie 2021, Liviu Chiorpec și-a dat ultima suflare, fiind răpus de cancer. Bucătarul Lino Bucci a murit pe 3 mai 2022. Acesta a participat la celebra emisiune în 2019 cu familia lui formată din soție și cele două fiice. Gheorghe Vătafu a murit pe 30 august. A fost un maestru în arta culinară și unul dintre fondatorii gastronomiei românești moderne. Participase la emisiune în 2022 și s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, a lucrat mai bine de 35 de ani ca bucătar și, de-a lungul anilor, a gătit pentru mai multe persoane influente. Chiar și pentru Gheorghe Gheorghiu Dej sau soții Ceaușescu. Pe data de 16 octombrie 2022, a murit Nosfe, artistul a suferit un infarct la doar 37 de ani la scurt timp după un concert. În luna decembrie 2022, dentistul Iulian Juncănaru a încetat din viață, fostul concurent din sezonul 8 nu era cunoscut cu probleme de sănătate. Iulian Juncănaru a fost găsit fără viață în locuința lui. La sfârșitul lunii decembrie 2022, a murit Dumitru Poptincu, acesta avea vârsta de 67 de ani, bărbatul era maestru popular la cimitirul Vesel din Săpânța și a primit titlul de tezaur viu.